Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei 28 noiembrie pentru Zodia Rac. Dacă nu v-ați înscris la canalul meu, vă sfătuiesc să o faceți apăsând pe clopoțel, veți primi notificări cu videoclipurile care le voi distribui. Oamenii mei dragi, văd că în această zi veți dori să planificați mai mult în ce privește progresul dumneavoastră. Veți sta cu partenerul dumneavoastră sau e nevoie să colaborați cu cineva în această zi. E nevoie să căutați o persoană cu care să colaborați. Văd că vă uitați foarte mult la trecutul dumneavoastră în ce privește o relație. Dar vreau să zic că aici ceva se va aprinde. Vedeți acest copil? Foarte bine, va fi ceva nou, o oportunitate pe calea dumneavoastră, cu mai multă energie, cu mai multă speranță. Văd acțiune și văd că veți pune creativitatea dumneavoastră în prim plan, să spunem așa. Veți da dovadă de creativitate și asul de bețe mi-arată că va fi un nou început în ce privesc relațiile de familie. Văd o relație de familie unită, armonioasă, multă veselie, comunicare, persoane dragi în jurul dumneavoastră în care puteți avea încredere, pace, veselie, foarte multă speranță. Vedeți acest curcubeu care a ieșit. Ah, foarte frumos. Și spune așa, să dansați mai mult, să vă iubiți corpul dumneavoastră, să lăsați ca frumusețea dumneavoastră să strălucească, oamenii mei dragi. Veți fi mai plin de viață. Vă văd mai frumoși, mai încrezători. Veți renaște, să spunem așa, e ca și cum vă veți bucura din nou și va veni din nou acea bucurie de a trăi. Da, deci zice să lași frumusețea ta să iasă afară. Să lăsați, să arătați frumusețea noastră interioară. Că automat veți străluci și în exterior. Exprimare benefică, din nou îmi spune. Exprimare benefică. Ești gata să-ți exprimi gândurile și să le transformi în acte de iubire. Acest lucru vă va face bine, să știți. Vă va face bine să exprimați ce e în sufletul dumneavoastră. Zice, lăsați ca frumusețea noastră să iasă la suprafață, să strălucească. Deci exprimați-vă că va face foarte bine acest lucru. Și vă veți exprima în această zi și veți transforma această exprimare în acte de iubire. Foarte frumoasă zi. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă doresc o zi cât mai plăcută. Ne vedem data viitoare. La revedere!